Prețul gigacaloriei în Constanța este bine cunoscut ca fiind cel mai mare din țară. Astăzi, în ședința Consiliului Local, s-a discutat reducerea prețului gigacaloriei prin subvenționarea de către primărie, intervenția primăriei din bugetul local asupra acestui preț care creează mult disconfort constanțenilor. Opinia mea din acest punct de vedere, am prezentat-o în plenul Consiliului Local ca fiind necesară transformarea punctelor termice în microcentrale termice pe gaze. Această inițiativă eventuală a primăriei se poate transforma în reducerea substanțială a prețului pe gigacalorie, având în vedere că vom elimina factorii care scumpesc prețul gigacalorie și mă refer aici la CET Constanța și la cheltuielile pe care le presupune Societatea Primăriei RADET, adică Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice. Ceea ce mă bucură este faptul că domnul primar a apreciat că este o propunere alternativă la CET, producerea de energie termică direct prin centrale termice instalate în punctele termice care există și în acest fel sigur se va reduce prețul gigacalorie, deoarece costurile transportului energiei termice de la CET până la punctele termice înseamnă și pierderi prin conductele care sunt destul de îmbătrânite, dar și pierderi datorită mediului prin care agentul termic este transportat. În schimb, folosirea centralelor termice pe gaze pentru producerea agentului termic pentru încălzirea apartamentului mai precis este mult mai ieftină, deoarece plătim numai gazul și centralele termice care se vor monta în actualele puncte termice, iar rețelele pentru transport până la apartamente sunt doar la câțiva metri, cunoscut fiind faptul că fiecare punct termic are arondat un grup de blocuri foarte apropiate de acest punct termic. Cred că nu există suficient curaj în prezent pentru abordarea acestei inițiative. Sper însă totuși că trebuie să ne gândim mai întâi să reducem cheltuielile primăriei, să facem economie la bugetul local, să reducem cheltuielile din bugetul local prin astfel de inițiative, să nu ne mai gândim decât la o concurență care putem să o facem pentru CET Constanța. Este cunoscut faptul că CET Constanța produce are un produs principal, energia electrică. Iar agentul termic primar care îl livrează și în prezent către punctele termice este de fapt un produs subsidiar, un produs secundar. Adică producând energie electrică se produce implicit și apa caldă, care la rândul ei ne este vândută nouă constanțenilor la un preț destul de mare. Dacă se va pune în practică această propunere a mea, sunt convins că CET-ul se va simți concurat. Serviciile pe care le prestează RADET-ul nu vor fi la acest nivel, adică practic va trebui să facem o reducere de o restructurare a regiei autonome de distribuire a energiei termice. Așa fel încât și aici se vor reduce costurile de funcționare pentru prestarea serviciilor pe care le face RADET-ul către populația Constanței. Deci sunt încrezător că această soluție ar crea o alternativă la CET și sunt de asemenea convins că CET-ul, văzând că din ce în ce va vinde mai puțin agent termic primar, atunci vor scădea prețul și practic putem ajunge în situația în care să ni se facă oferte chiar mai mici, mult mai mici decât ne putem imagina în prezent.